Remat Zalău a reușit cel mai bun meci al său în Liga Campionilor, tocmai pe terenul campioanei Europei Trentino Betclic, în cadrul grupei D a competiției europene. Campioana României a cedat destul de ușor primul set în deplasarea de la Trento, pierzând cu 25-18, însă a reușit să pună mai multă rezistență în setul al doilea, când Remat a jucat chiar de la egal la egal cu campioana Europei și a lumii. Bineînțeles, și setul secund a fost adjudecat tot de echipa italiană, cu 25-22, dar de multe ori pe parcursul setului, zălăoane au reușit să egaleze scorul de pe tabelă. La fel s-a întâmplat și în setul al treilea al meciului de la Trento, în care Remat Zalău s-a desprins la un moment dat la 3 puncte diferență, la primul timeout tehnic, având 8-5. Tot avantaj de 3 puncte au avut stălăjenii și la al doilea timeout tehnic, scor 16-13, dar imediat ce s-a reluat jocul, italienii au recuperat diferența și au egalat, obținând 6 puncte consecutive pentru ca mai apoi să se desprindă lejer și să se impună în final cu 25-23. Remat Zalău rămâne astfel fără victorie în Liga Campionilor la prima sa participare în grupele acestei competiții, având doar un set câștigat în deplasarea din Germania cu Friedrichshafen.